sfârșit. Trebuie să revin la viața mea obișnuită. Abia aștept să-mi intru în forma mea de campion. Ferma de pe ProTV. Pe Instagram mă găsiți la Remus Aesthetic, Remus _ Aesthetic. Se scrie Aesthetic, dar se pronunță Aesthetic. Cine sunt eu și care-i treaba cu mine, ați văzut prin fermă. Sunt nutriționist, sunt antrenor de fitness, sunt campion. Cam toate au treabă cu domeniul sportului. Sunt antreprenor, vând ceva articole online în care au treabă cu sportul. Ce vroiam eu să vă spun și ce este cel mai important este că după acest experiment, când viața la fermă s-a încheiat și trebuie să revin la viața normală, la realitate, e greu. E o trecere destul de grea, la fel cum a fost și cea de adaptare atunci când am intrat în fermă. Și pentru că pe cea trecerea de la viața reală la viața din fermă ați văzut-o televizată în cadrul emisiunii, aș vrea eu să vă prezint continuarea și anume cum adaptez eu înapoi la viața reală și ce fac pentru a mă intra în formă, pentru a mă simți bine, pentru a mă reechilibra. Prima mea grijă acum și primul meu scop este să-mi refac genunchiul. Genunchiul pe care l-am accidentat în fermă, în timpul probei. Cei care ați urmărit emisiunea știți că am avut un duel pentru fermierul săptămânii cu Florin Pastramă și s-a terminat puțin tragic pentru mine, în sensul că mi-am accidentat ligamentul colateral. Din fericire nu este rupt, el este doar întins foarte tare, aproape fisurat și trebuie să mă refac. Motiv pentru care eu am ales să urmez o recuperare de specialitate la o clinică unde se folosesc mai multe tehnici, de la acupunctură, dry cupping, wet cupping, kinetoterapie, chiropractică. Vă voi spune mai multe în momentul în care voi merge acolo și voi face acele intervenții. Plănuiesc să am mai multe episoade în această serie. În unele episoade vă voi vorbi despre terapia pentru genunchi și nu numai, și pentru umăr și pentru celălalt genunchi. Ele m-am accidentat la ultimul duel, la genunchiul drept și la umărul stâng. Nu este atât de grav, acestea sunt mai puțin grave. Principalul vinovat, principala problemă e aici, dar toate necesită atenția mea. Îmi doresc să fiu înapoi 100% și apt pentru a participa la concursurile mele de fitness. Sunt de 4 ori campion și aș vrea să fiu și al 5-lea an consecutiv campion național. Îmi doresc foarte mult să mai pun o medalie acolo sus și încă o cupă. Și pentru asta voi munci foarte mult. Vreau ca voi să știți, să împărtășesc cu voi această experiență și să vedeți ce fac eu, cum mă recuperez, cum mă antrenez, ce mănânc, ce suplimente folosesc, cum mă eliberez de stres, cum mă relaxez în timpul liber, ce obiceiuri sănătoase am, multe lucruri de genul acesta. De exemplu, în fiecare dimineață eu încep ziua cu o cană de ceai. Poate fi un ceai verde, care este un foarte bun înlocuitor pentru cafea. El ne energizează, dar în același timp nu creează acea dependență, precum cafeaua.
Și multe altele. Cam asta vreau eu să vă ofer vouă. Pe parcurs, dacă voi aveți idei sau dacă voi vă doriți să știți ceva despre mine, despre pregătirea mea sau evoluția sau tot ce se întâmplă aici, puteți să-mi scrieți și în felul acesta să dezbat noi teme și să vă spun din cunoștințele mele tot ce pot eu să vă împărtășesc. Sunt convins că foarte mulți dintre voi vă doriți să știți cum a fost în fermă, cum a fost această experiență și atunci am să vă împărtășesc câteva impresii ale mele. La cald, așa aș putea spune. Mie personal mi-a plăcut foarte mult această experiență. Mi-a plăcut ideea de a renunța la telefon, mi-a plăcut ideea de a renunța la toate grijile cotidiene, la toată rutina asta zilnică. Provocarea în sine, foarte interesantă, oameni noi pe care nu-i cunoști, să trăiești alături de ei, probe fizice, ceea ce îmi place mie foarte mult. Partea care nu mi-a plăcut deloc și știam că asta va fi cea mai mare provocare a mea este mâncarea. A fost foarte puțină, nu știu dacă voi v-ați dat seama pe cameră exact la televizor când vă uitați cât de puțin mâncăm noi, dar dacă vă uitați la mine în comparație cu forma mea de concurs înainte să intru în fermă sau forma mea înainte să intru în fermă pe care am avut-o la România au talent, cât de mare eram eu acolo și cât am slăbit în fermă. Am pierdut undeva la 7-8 kg în fermă, cu toate că mâncam foarte prost, eu mă defineam, dar am pierdut și masă musculară și grăsime. Nu am pierdut doar grăsime. Asta pentru că mâncam foarte puțin. Necesarul meu caloric fiind undeva la 3500-4000 de calorii, în funcție de perioada în care mă aflu, am ajuns în fermă să mănânc maxim 2000 de calorii, să spun. Asta înseamnă cam jumătate din ce aveam eu nevoie, plus că mâncam foarte mulți carbohidrați, mâncare nu foarte calitativă. Proteinele lipseau, aveam proteine doar din fasole, mazăre și în rest foarte puțină. Brânză am început să facem târziu, am început să fac brânză, cred că în a treia, a patra săptămână am început eu să fac brânză, când aveam suficient lapte, dar brânza tăiată și împărțită la toți care eram în fermă venea o bucățică așa mică de fiecare, adică un 50-100 de grame cu cea mai mare indulgență. Și atunci am slăbit. Am pierdut, v-am spus, 7-8 kg, nu știu exact. N-aveam cântar, n-aveam, deci ca să ne înțelegem, n-aveam acces la telefon deloc, n-aveam cântar, n-aveam ceas, n-aveam absolut nimic. Nu știam nici măcar cât e ceasul. Când ne ducem la culcare, nu știam. Băi, e seara, e întuneric, dar nu știam. Nu știam că se întunecă undeva la 6, era ora la care apunea soarele, dar până dormeam noi, habar n-aveam, că se făcea 10, 11, 12, nu știam, iar dimineața ne trezeam când răsărea soarele și cam atât. În rest, nu ne spunea nimeni absolut nimic. Telefonul a fost la managerul meu, s-a ocupat el de Instagram, de postări, de toate chestiile astea, nu m-am ocupat eu, așadar a fost destul de strictă experiența. Mâncare puțină, fără telefon, fără ceas, izolați, plus stresul de a fi eliminat în fiecare săptămână, foarte greu. Și acum să vă spun despre ieșire. Sincer să fiu, foarte dureros. Foarte dureroasă pentru mine această ieșire și vă spun de ce. Eu mă înțelegeam bine cu toată lumea din casă, și se formase o ierarhie așa între noi băieții și toți vedeau că există așa un clasament și încercau, atunci când se mergea la duel, încercau să ia de jos pe cel mai slab. Bineînțeles că chestia asta e subiectivă, cine e cel mai slab, cine e cel mai bun, pentru că ținea foarte mult de probe și de felul probelor, dar era un clasament care spunea ceva de genul Moroșanu, Remus, Marius, Silviu. La un moment dat ăștia eram băieți în fermă, după care au venit și bandiții, bineînțeles, și era și Pastramă și Camara și Vali.
ce să spun, în momentul în care eu am ieșit, eu n-am simțit că este timpul ca eu să ies, n-am simțit că este corect să părăsesc ferma asta, pentru că eram mai pregătit fizic decât o parte din băieții care au rămas acolo. Din păcate, genunchiul meu accidentat nu m-a ajutat la probă. Eu am sperat din suflet că probele vor fi cumva să nu-mi solicite atât de mult genunchiul și că voi putea compensa cu forța brațelor sau cu alte calități fizice faptul că am un genunchi accidentat. Dar asta e viața. Te lovește când te aștepți mai puțin și te lovește rău. Și sincer, am plecat din fermă, așa, m-am simțit sfâșiat. Fizic, psihic, emoțional, din toate punctele de vedere. Și încă mă lupt cu sentimentele astea. Încă noaptea visez că sunt în fermă, mă trezesc și dimineața și nu știu. Sunt în fermă, sunt acasă, îmi ia câteva secunde să-mi dau seama că sunt acasă. Am avut în primele nopți când am ieșit din fermă, mă trezeam transpirat, aveam coșmaruri, nu știu ce aveam, n-am trăit niciodată așa ceva. Nu știu, chiar nu știu cum să descriu în cuvinte, să înțelegeți voi această experiență cât mai bine, dar a fost traumatizant și este în continuare, doar că mă lupt cu chestia asta și fac chestii sănătoase, obiceiuri sănătoase, m-am apucat de sport din nou, chiar dacă sunt accidentat, îmi lucrez celelalte părți ale corpului care sunt ok. Merg la recuperare, mănânc sănătos, mănânc mai mult. Asta ca să înțelegeți ce se întâmplă cu mine și ce vreau eu să fac și ce vreau să vă explic. Mie îmi place să trăiesc sănătos. Despre asta e vorba. Eu sunt aici să vă motivez să trăiți sănătos, să faceți sport, să mâncați bine, să mâncați sănătos, în primul rând. Și, bineînțeles, pot să vă învăț și să slăbiți, să vă definiți, să pierdeți țesut adipos sau să puneți masă musculară. Fiecare în funcție de nevoile lui. Vreau să vă mai povestesc ceva. Acest deget are culoarea aceasta pentru că la un moment dat, cred că în săptămâna 2 în fermă, când construiam sera, mi-am dat cu ciocanul în deget atât de tare, era înghețat, nu simțeam. Și s-a negrit toată unghia. Încă nu s-a terminat. Eu sunt ieșit de o săptămână din fermă. Mă lupt în continuare cu tot ce înseamnă greutățile adaptării la viața reală. Vreau să vă spun că dacă vă place ideea mea, vreau să dați subscribe la canalul de YouTube, să mă urmăriți pe Instagram. Și o să aveți toate detaliile undeva într-un colț. Ne vedem în episodul următor.